Binecuvintează și sfințește chivotul acesta, păstrător de sfinte moaște. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate și Ție slavă înălțeam. Să nu-și facă o echipă și asemănarea potrivnică ție adevărul Fratului Dumnezeu, la care să se închine, să slujească ca lui Dumnezeu. Și iarăși ai porunci prin Moise să se bunge. Este prilej de mare bucurie, mare binecuvântare pentru atât pentru oștia Sfintei noastre mănăstiri și în ultimul rând pentru dumneavoastră și pentru toți pedelinii care vin cu multă evlavie către Măicuța Domnului, care o prețuiesc foarte mult pe Maica Domnului, icoana făcătoare de minuni. Măicuța Domnului a blagoslovit ca acești sfinți să străjuiască și să rămână în continuare în această Sfântă Mănăstire, unde vom cere sprijinul Sfinților care sunt prieteni lui Dumnezeu, casnici lui Dumnezeu. Mulțumim pe această cale Părintului David, în primul rând, că a făcut să ajungă acest odor la noi, să vă ajute Sfinții și cei care o să mijlocească pe noi toți.